Biserica de mai multe săptămâni studiază, meditează la Evanghelia după Marcu și astăzi meditația noastră înainte de a ne împărtăși de masa Domnului va fi din Evanghelia după Marcu, capitolul 14. Și vom citi de la versetul 32 la 42. Deși am să vorbesc și din alte pasaje. Iată textul, iată cuvântul Domnului, Marcu 14, de la 32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimani. Și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ, și se ruga ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El zicea, Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine pe harul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. A venit la ucenici pe care a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat, zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce se răspundă. În sfârșit, a treia oară, a venit și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă, destul a venit ceasul. Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă! Haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Acesta este cuvântul Domnului, să ne rugăm. Doamne, în forfota vieții, în mijlocul atâtor îngrijorări care ne apasă, ne ispitesc, ne vine tot mai greu să medităm la suferințele tale. Dar încercăm acum, aici, în casa ta, înaintea mesei tale, la care ne inviți, să lăsăm toate deoparte și să înțelegem de ce ai suferit tu pentru noi. Te rugăm de aceea să iei acest cuvânt pe care l-am citit și prin împuternicirea dată de Duhul tău, să-L înțelegem, sufletul nostru să se poată cerceta și așa să ne apropiem, să ne împărtășim de masa Ta. Ascultă-ne pentru că Te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. Aș dori să vorbesc din Marcu 14, așa cum este tema de studiu pentru biserică. Și titlul mesajului meu este În școala suferinței cu Iisus. Ce putem învăța noi din suferințele Domnului astăzi? Um,
Noi căutăm să evităm suferința. E normal. Facem orice să nu ne întâlnim cu ea. Ne panicăm când sunt semne că ceva nu funcționează, că ne îmbolnăvim. Uneori, eforturile noastre de a evita suferința sunt nobile, alteori ridicole. Preferăm să mergem la film decât la spital. Predicăm mai mult despre binecuvântări decât despre suferință. Chiar în comportamentul nostru ați observat că așa ne purtăm exagerat uneori, ca nu cumva ceilalți să vadă că suferim. Ca și cum suferința ar fi o mare rușine, n-are ce să caute în viața unui creștin. Ceea ce este, zic, la limita ridicolului, pentru că toți trecem prin suferințe de tot felul. Și nu mă refer doar la suferințele fizice. Astăzi, de exemplu, n-am să vorbesc despre suferințele fizice ale Domnului nostru. Este un alt tip de suferințe cu care ne întâlnim și care ne dor, poate, ne afectează mai mult decât cele fizice. Și textul nostru ne ajută. Eu am selectat 3-4 pasaje din Săptămâna Mare, din suferințele Domnului și în funcție de timp să văd cât pot acoperi. Tot mai puține predici despre suferință. Oare de ce? Am citit și răspunsul predicatorilor progresiști de astăzi. Progresiștii sunt cei care, printre altele, sugerează că ar trebui să renunțăm la anumite tipare, mesaje vechi, care nu mai sunt relevante astăzi, că noi trebuie să fim, să susținem diversitatea. Diversitatea care vine de la divertisment. Cu alte cuvinte, să nu cumva să ofensăm ascultătorii. Trebuie să ne adaptăm. Ei, astăzi n-am să o fac. Nici eu. Mă simt și eu vizat. Întreb când mă duc să predic în țară, la biserici, conferințe, ce ați dori? Ce mesaje, ce subiecte. Majoritatea merg pe linie optimistă, pozitivă, positive thinking. Gândim pozitiv și e de înțeles. Oamenii sunt sătui de vești rele. Mergem să le dăm o veste bună. Da. Însă, în centrul creștinismul este crucea, da? Pe crucea trimite la suferință. Mesajul nostru nu poate fi altul decât cel care, cândva, vă amintiți? Era în fața anvoanelor, s-au scris pe anvon. Noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit. Dar astăzi se cere să prezentăm un Hristos vindecător, un optimist, un revoluționar, un guru. Însă Noul Testament, când mă uit la toate evangheliile și la epistolele apostolilor, văd că alocă un spațiu masiv suferințelor Domnului. Uitați-vă numai la Evanghelii. Fiecare are capitole întregi.
despre săptămâna mare, despre suferințele Domnului. Înseamnă că este o temă centrală și ar trebui să vorbim mai des despre aceasta și cina Domnului este o ocazie potrivită. Și m-am întrebat, cum poate o veste bună, Evanghelia, să aibă ca și conținut mesajul crucii, al răstignirii, în locul nostru e adevărat. Am mai citit așa și teologi mai contemporani, care îl prezintă pe Hristos un fel de victimă. Asta e cealaltă extremă. Unii care nu vorbesc niciodată despre suferințele lui Iisus, alții care îl prezintă pe Iisus ca o victimă. Sărmanul Iisus, cu alte cuvinte, a fost o victimă a unei crime teribile în istorie. Într-un sens așa a fost, pentru că el a suferit o moarte teribilă, așa cum știm, prin răstignire. Dar Iisus a ales să moară. El n-a fost o victimă neputincioasă. El a ales în mod voluntar. S-a dus la cruce. Spune Luca, capitolul 9, și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. De câteva ori anunță pe ucenici, vedeți că eu mă duc, voi fi batjocorit și voi fi răstignit, dar a treia zi voi învia din morți. Când au venit după el în grădină, grădina Ghețimani, el s-a oferit și le-a spus, eu sunt cel pe care îl căutați. A ales să sufere până la capăt. De aceea, astăzi mă voi concentra la câteva atitudini ale lui Iisus în fața morții. Și asta ne ajută pe noi. Pentru că și noi trecem prin suferință, nu neapărat pentru credința noastră, suferim în toate felurile, dar o atitudine trebuie să ne conturăm. Și Hristos este cel mai bun model să ne învețe cum să ne raportăm la ea. Nu spune în Evrei, nu? Capitolul 4, că noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit, ca și noi, dar fără păcat. De aceea, când ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune, spune să ne apropiem cu încredere. Da? Știind că Iisus Hristos a trecut prin suferință, ne înțelege și știe cum să prezinte cazul nostru înaintea tronului de har al Dumnezeu. Tot în Evrei 12 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și acolo se explică de ce a suferit Iisus. Zice, pentru bucuria care era pusă înainte. A suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Deci Iisus Hristos a suferit benevol pentru o bucurie care era pusă înainte. Greu să te gândești în timp ce suferi că te așteaptă bucurie la final. Sau o motivație de acest gen. Pentru că în timpul suferințelor noastre noi ne lăsăm apăsați, copleșiți de emoții, facem greșeli, luăm decizii proaste. Pentru că emoțiile noastre nu sunt controlabile. De aceea, ca regulă, niciodată să nu iei decizii majore în timp de criză emoțională. Ești de acord cu mine, Andreea? Bun. Decizia lui Iisus a fost luată înainte. Fiți siguri de asta. Dar sunt trei momente, patru chiar, din narațiunea aceasta din Evanghelia după Marcu,
Și așa m-am uitat la ele. Am mai vorbit din texte similare, dar acum m-am uitat altfel. Și am zis, de ce Marcu adună câteva secvențe în care Iisus șochează aproape? De cum se raportează la suferință? Primul caz este cel citit la început, când Iisus este în Ghețiman, își alege 3 ucenici să-L susțină în rugăciune, aceștia dorm. Iisus are un moment foarte greu când cere ca paharul suferinței să treacă de la El și totuși Iisus acceptă planul Tatălui. Bun, ce fel de suferință era aici? Deci, încă o dată, aici îl găsim pe Iisus cu niște ucenici și totuși singur. Și-a chemat 3 ucenici să-L ajute în rugăciune și l-a rămas singur. De 3 ori spune textul că a verificat dacă echipa de rugăciune e acolo cu el. Și nu era prezentă. Era cu 3 ucenici și totuși singur. Avea nevoie să se retragă, să fie încurajat. Și totuși a rămas singur în grădină. Singur să se roage. Textul mai spune ceva în Marcu 14. Versetul 50, că toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Și iarăși a rămas singur. Când era pe cruce răstignit, tot singur a rămas. Unde erau prietenii lui? Unde erau ucenicii lui? L-au părăsit de frica de a nu fi identificați cu el. Începând cu Petru, cu Ioan, Iacob, care, nu, Petru s-a lăudat. Eu niciodată n-am să te... Acest niciodată era de fațadă. Sau dintr-un entuziasm neacoperit. Dar m-am întrebat, uitați, Hristos rămâne singur pentru că ucenicii lui nu s-au identificat, n-au vrut să se identifice cu el, de rușine. Mărturisesc că am trecut în viață și pe aici. Când n-am văzut prieteni, colegi, că nu mă mai sunau, mă mai căutau, nu doreau să îmi întâlnească privirea când eram într-o comunitate. Aia e un sentiment sfâșietor când știi că ți-ai pierdut încrederea în prietenii, în colegii tăi. Gândiți-vă la Hristos, prin ce a trecut El. Am numit acest tip de suferință suferința singurătății. Și mă interesează ce a făcut Hristos în momenturile acelea de singurătate. Uitați cum se compensează suferința singurătății. Prin compasiune. Asta învăț de Domnul Hristos. Lecția compasiunii în singurătate. Pentru că Iisus Hristos, când era singur, putea să se lamenteze, să se plângă și Tatălui și în sine însuși, dar știți ce a făcut El când era părăsit? A empatizat cu cei din jur. De exemplu, pe cruce, Domnul Iisus Hristos are grijă de mama lui. Tu mori
Și zice, Ioane, o iei pe mama de acum. Uite, mama, asta e băiatul tău, fiul tău. Ioane, asta e mama ta. Extraordinar. Cine s-ar fi gândit în suferință să te gândești la celălalt, nu la tine? Aici e frumusețea, secretul unei relații. Sau tu ești pe cruce, mori și ai grijă de sufletul unui tâlhar de lângă tine și acordă cale liberă spre paradis unui tâlhar când tu mori. Îi vede pe toți batjocoritori acolo. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Putea Hristos să se coboară de pe cruce? No problem. Dar n-a făcut-o. Pentru că dragostea nu se coboară de pe cruce. Dar ce face Hristos este că le acordă iertarea batjocoritorilor. Să te gândești la asta pe cruce când mori? Tată, iartă că nu știu ce fac. Această atitudine a inimii, plină de empatie, de milă, că asta e compasiunea, e specială. E un fel de exercițiu spiritual. Adică să te pui în locul celuilalt ca să vezi de ce face ceea ce face. Chiar dacă te ignoră, te trădează. Să te gândești cum îl pot ajuta în acele momente. Când tu suferi, nu te gândești la altul, te gândești la tine, nu? Dar vedeți, de la Hristos învățăm compasiunea în suferință, în timp ce tu suferi. Ce vreau să vă spun practic este că atunci când știți de oameni care suferă, frați, surori, prieteni, vă încurajez să simțiți cu ei, să empatizați cu ei. Ca păstor nu am întâlnit om care a ajuns pe patul morții și care să ceară să fie singur. Toți cei care suferă au nevoie de cineva apropiat. E parte a alinării suferinței, alungării fricii. Cred că am mai povestit o dată, dar acum vă mai povestesc că a fost un moment, din nou, în lucrarea mea pastorală, eram la Oradea, păstor, și am fost chemat de o doamnă în vârstă care a ajuns în spital și a ascultat mesajele la radio. Și a dorit să mă cunoască, familia s-a mobilizat, au ajuns la un prieten de-al meu care m-a rugat să mă duc la spital, la o necunoscută, că vrea să mă duc la ea. Am ajuns la spital împreună cu prietenul meu, nu cunoșteam pe această femeie, era mai în vârstă, a fost profesoară, o intelectuală. Îi luceau ochii, știți, de viață încă. Avea cancer, mai avea puțin de trăit. Când a auzit familia că voi vizita, fără să ne cunoaștem, s-au adunat în jurul ei, în salon, familia, mulți. Am ajuns, m-a surprins tot ce am văzut, nu m-am așteptat. Mi-am dat seama. Toți se uitau cu speranță la mine. Nu știu exact ce așteptau să fac. Și am făcut ce știam mai bine să fac. M-am dus lângă ea și m-am prezentat și i-am luat mâna în mâinile mele. Așa am ținut-o. Și am început să vorbesc cu ea. Despre sănătate, despre viață, foarte frumos vorbea, cursiv, clar la minte.
Era o credincioasă ortodoxă care asculta mesaje de mult timp, era în spital, a dat și de Radio Vocea Evangheliei. Și în timp ce stăteam acolo, cam o oră am stat. Nici o clipă nu mi-a lăsat mâna din mâna ei. Eu am vrut să-mi o trag, politicos. M-a ținut strâns. M-a ținut strâns de mână. Și așa a trebuit să stau aproape o oră. Dar s-a produs un fel de legătură sufletească de neuitat. Și astăzi mă trec fiorii. A murit la câteva săptămâni după aceea. Dar momentul acela existențial a fost marcat de legătura aceea de empatie. Ce mult avea nevoie ea de o atingere, de o atingere umană. Era singură, se simțea singură. I-am vorbit despre Hristos, am vorbit despre lucrurile spirituale, ce așteaptă. Țin minte că i-am spus: Doamne, credeți în Iisus Hristos? Da, cred. El e Domnul meu. Foarte frumos, impresionat a vorbit. Și zic să nu vă fie frică, pentru că ce este mai bun abia vine. Iisus știe ce simți când ești singur. Și El a trecut pe aici, dar în timp ce era acolo în suferință, nu s-a plâns, nu s-a lamentat, ci a făcut ceva. Poate că treci mai ușor peste momentul acela a suferinței când îți concentrezi viața, energia, spre alții, nu spre tine. Că nu tu devii centrul suferinței, ci celălalt devine centrul relației. De aceea vă rog să-i căutați pe cei în suferință, asta învățăm de la el. Să vă faceți simțită prezența, nu trebuie să te gândești ce vei spune, că de obicei greșim când vorbim de la noi. Duhul te va învăța ce să spui. Contează să fie acolo prezent. El să nu fie, sau ea să nu fie singură. Așa să ne ajute Dumnezeu. Asta am văzut de la Hristos. Că în singurătate, El a exersat compasiunea, mila, empatia cu cel și cu cei în suferință. 2. Textul următor, pasajul din Marcu 14, de la versetul 43 la 52, spune că au venit cei răi să-l aresteze. Nu puteau însă fără un trădător, un vânzător. Era vorba de Iuda, un ucenic de-al Domnului, vă dați seama, după 3 ani și jumătate cu Iisus. Îl vinde pe Iisus, le dă un semn, zice, pe cel pe care îl voi săruta, acela este, să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Versetul 44, e ciudat cum Iuda dă detalii, ce să faci după ce îl vând pe Iisus. Totul era premeditat. Și a venit Iuda, s-a apropiat de Iisus și a zis: Învățătorule, fac o paranteză aici, că de mai multe ori în viață am auzit de la unii studenți: Domnule profesor, depinde cum spune asta. Da? Depinde cum spune. Nu știu cum a spus Iuda aici, dar era clar că era un semn al trădării. N-a fost deloc sincer. Da.
Și l-a sărutat mult. Era un semn convenit, probabil că la cine stă mai mult în îmbrățișare, acela este. Și da, Iisus a fost prins, ucenicii ceilalți îl părăsesc. Aici avem o altă situație. O a doua suferință după cea a singurătății este sigura, este suferința trădării. Un Iuda care a văzut miracolele pe care le-a făcut Iisus, a auzit veștile bune ale împărăției lui Dumnezeu, s-a dus în campanie de vindecări și minuni, nu e nicio garanție, toate acestea nu au nicio garanție că nu vei trăda într-o zi. Iisus știa că Iuda urma să-l vândă, la cine i-a acordat ultima ocazie să renunțe. Iuda este vinovat pentru ce a făcut, să nu-l disculpăm. Da, profețiile vedeau un fiu al pierzării, dar nicăieri în Biblie, nici un evanghelist, nici un apostol nu-l disculpă, nu caută să-l justifice pe Iuda pentru vinovăția lui, pentru trădarea lui. Dar eu mă gândesc la Iisus. Domnul nostru a trăit acea suferință lăuntrică să te trădeze un apropiat. În mod voit să calce legământul, relația, să-ți devină neloial, să te vândă, să pactizeze cu dușmanul. Pune-o cum vrei. Trădarea este un lucru așa de dureros, mai ales când ai investit în cineva. Te lovește adânc în inimă. E o suferință sufletească care te consumă, te doare. Și apoi să-i vezi și pe ceilalți ucenici că fug de frică. Toată lumea l-a abandonat pe Iisus. Și iarăși Iisus rămâne singur pentru a înfrunta Golgota, suferința cea mai grea care urma. Această suferință a abandonului, a trădării, totuși creează o circumstanță unde văd o nouă lecție. Chiar când ești trădat, ce lecție poate fi? Am observat la Domnul Hristos că vrea să ne învețe lecția credincioșiei. Să rămâi în planul lui Dumnezeu, indiferent dacă ceilalți nu te mai susțin. Să-ți continui viața, planul, cu credincioșie, cu loialitate, chiar dacă ceilalți cu care ai pornit la drum te-au abandonat. Iisus a trecut peste trădarea lui Iuda, pentru că mai important era planul Tatălui. Lui îi dădea socoteală. Da, e ușor să spui, dar când treci tu pe acolo, și pe aici am trecut în viață. Dar acum nu vă dau detalii. E cumplit să realizezi asta. Nu-ți imaginai când vezi că încep să plece de lângă tine, fără să spună ceva, îți întorc spatele, nu mai dau mâna cu tine, nu mai primești un telefon sau chiar să înceapă să vorbească împotriva ta. Să scoată la iveală lucruri din intimitatea prieteniei voastre.
E ca și cum te dezvelește înaintea celorlalți. După ce tu te-ai lăsat cunoscut de ei, de prietenii tăi, ei să profite de tine. E un sentiment greu de dus. Dar vedeți pe Domnul Hristos ce a făcut cu toate acestea. Putea să se răzbune pe ei. Se putea delimita de ei. Dar n-a făcut-o. După înviere, pe cine caută Domnul? Pe aceiași ucenici care l-au părăsit. Cu Iuda nu a mai avut niciun plan. Mă gândeam așa cât de greu este să trăiești trădarea în intimitate, în familie chiar. Să te trădeze copiii tăi, să nu simtă cu tine, să facă lucruri după ce toată viața i-ai susținut, i-ai ținut în viață, le-ai dat tot ce doreau ei, la un moment dat, să te trădeze. Cum? Trădând valorile familiei. Ați auzit copiii care își vorbesc de rău familia? E așa de dureros. De ce o fac? Bun, de imaturitate. Poate că și Hristos la asta s-a gândit. Încă ucenicii nu erau formați total, pregătiți. A trecut cu vederea. Dar a făcut ceva uimitor. În timpul trădării, Domnul Hristos nu i-a trădat. El a rămas credincios acestei relații, nu i-a defăimat. A avut niște priviri, s-a uitat la Petru când acesta și el l-a trădat pe Domnul. Mă amintesc că cineva și-a imaginat primul contact vizual între Iisus și Petru. Când Iisus a spus că nu-L cunoaște pe Domnul. Cam cum credeți că a arătat privirea aceea care a străpuns și inima lui Petru? Poate că atunci a fost și convertirea lui, schimbarea lui. Pentru că Petru a ajuns un mare om al lui Dumnezeu, un mare predicator. Istoria spune că a murit martir pentru Domnul Hristos. Dar mă gândeam la Domnul, credincios până la capăt. Până și lui Iuda, la un moment dat, țineți minte că i-a întins bucățica, ocazia ultimă a reabilitării, a iertării. Spune în Ioan 13 că Iisus i-a iubit până la capăt. Și mă gândeam, despre ce e vorba aici? Ce mesaj ne transmite nouă Iisus Hristos? Noi cum stăm cu caracterul, cu loialitatea? Trădăm ușor? Profităm de pe ceilalți? Sau ești un om de caracter pe care se bazează ai tăi și Domnul, indiferent cât pierzi, să stai în plan, să stai lângă ai tăi. Eu am observat în viață, și referindu-mă la mine, că Dumnezeu binecuvântează pe oamenii statornici, oamenii de caracter. E adevărat că binecuvântările nu vin imediat, în timp, dar vor veni, fii sigur. Dumnezeu știe să răsplătească pe cei care stau loiali, credincioși, în planul Său. Slavă Domnului pentru asta. Bun, mai avem o lecție. După ce trece momentul trădării, Iisus este prins, dus în fața soborului, a conducerii religioase a Israelului și este confruntat. Dar acolo, citim, de la versetul 55, că preoții cei mai de seamă căutau o mărturie împotriva lui Iisus. Și ce au făcut?
Unii spun că au angajat niște martori mincinoși. I-au cules. I-au pus să aibă mărturisiri, da? Dovezi împotriva lui Iisus. Dar problema era că mărturisirile aceștor oameni nu se potriveau. Și toți și-au dat seama că Iisus era acuzat pe nedrept. Da? Și atunci, jenați de situație, marele preot se scoală ca să salveze situația stânjenitoare pentru toți și îl întreabă pe Iisus: da, tu nu răspunzi? Ce mărturisești cu oamenii aceștia împotriva ta? Și textul spune, versetul 61 din Marcu 14, că Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Asta a fost prima fază. Am fost impresionat. Toți care am fi acuzați de ceva, prima noastră reacție nu ar fi să ne apărăm, să căutăm logică, să ne pregătim un discurs, argumente, că noi suntem acuzați pe nedrept. Iisus tăcea. Oare de ce tăcea Iisus aici? Poate a socotit că vorbirea lui nu schimba cu nimic contextul. Poate că, nu era momentul. Nu. M-am gândit altfel. Dacă Iisus a tăcut din demnitate, există o demnitate a liderului, a conducătorului. Există o limită până unde te duci chiar când ești acuzat pe nedrept. Că îi vedeți pe unii cum se justifică, îi vezi la televizor, peste tot. Sunt ridicoli, adică inventează, exagerează, numai ca să iasă bine ei. Iisus n-a luptat pentru imaginea lui în acel moment. A tăcut. Deși acuzele erau nejustificate, chiar o formă de batjocură. În Isaia 53:3 citim că disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Când a fost chinuit și a suferit, versetul 7 din Isaia 53 scrie, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. De ce a făcut? Tu suferi. Suferi nedreptate, că asta e a treia formă de suferință. Am văzut suferința singurătății. Am văzut suferința trădării. Acum suferă pe nedrept. Acuzat pe nedrept. Și a trebuit să-mi explic. Și am citit în atitudinea Domnului, nu numai aici, ci și în alte părți. Cred că El a făcut-o cu demnitate. A preferat să sufere. De ce? Știa că trăiește într-o lume nedreaptă. Știa că unii dintre cei care L-au acuzat pe nedrept, da, erau puși de alții. Știa că Dumnezeu va face dreptate într-o zi. Deci avea o teologie legată de suferința pe nedrept foarte solidă. Știa când să vorbească și când să tacă. Pentru că după ce Iisus tace, foarte demn, când este întrebat dacă este Fiul lui Dumnezeu, Hristosul Fiul lui Dumnezeu, Iisus nu mai tace. De ce? Pentru că o astfel de întrebare era sub legământ. Și Iisus răspunde corect, dă răspunsul, pentru că aici nu mai era miza, nu mai era persoana lui și ce suferă el, ci era vorba de a glorifica numele Tatălui și de a confirma că tot ce suferea el era conform profețiilor, era conform planului Tatălui. Aici n-am mai tăcut. Deci, dragi
creștin. Suferința va veni. Să dai socoteală de credința ta vine. Inevitabil. Începi cu vecinul tău și ajungi până în Parlament. Poți să dai socoteală de credința ta, dar există situații în care trebuie să taci și când să vorbești. Adică vreau să spun că noi creștinii avem o demnitate, un fel de autoritate morală, un prestigiu, o onoare la care trebuie să ținem. Și asta va impune respect. Și când suferim pentru credința noastră, trebuie să o facem cu demnitate. Așa să ne ajute Domnul. Vor fi situații când va trebui să decizi pentru a face un lucru corect sau un lucru ușor. Ce vei alege? Pentru noi creștinii nu mai există probleme de bine și rău, ca să le știm. Pentru noi problema va fi dacă ceea ce facem e corect sau ușor. Problema, zic, este că adesea cel mai greu lucru este și cel mai corect. Niciodată să n-alegi lucrul ușor, calea ușoară, ca să nu întâlnești suferința. Va trebui să spui un adevăr odată, în mod direct, să nu taci din gură. A tăcea din gură poate fi uneori calea cea mai ușoară. A vorbi pentru Domnul cu demnitate va fi calea grea, dar corectă. Și asta e dilema în viață. Uneori trebuie să taci. Alteori trebuie să vorbești. Chiar când ești și în fața suferinței și a morții. Citeam despre un anume William Sangster. A fost anunțat că va muri curând din cauza atrofiei musculare progresive. Și atunci el a scris și toți au știut că a luat 4 decizii în viață în acel moment. 1. Nu mă voi plânge niciodată. Că urma să sufere lung și greu. Nu mă voi plânge niciodată. 2. Îmi voi păstra casa luminoasă. Nu știu exact la ce se referă aici. E vorba de casa fizică, casa lăuntrică. Îl lăsăm. 3. Îmi voi număra binecuvântările. 4. Voi încerca să transform durerea mea într-un câștig. Frumos. Foarte frumos. Deci, vedeți, în fața morții vezi demnitatea unui creștin care știe să se raporteze chiar la moarte. Asta învățăm de la Hristos. Uimitor, Hristos în fața morții, a trădării, a singurătății, cum stă demn până la capăt. Și asta ne dorim și noi, nu-i așa? Și asta învățăm de la Hristos, lecția compasiunii, lecția credincioșiei și a demnității. Chiar și în suferință trebuie să fii pregătit să înveți câteva lecții de viață pe care altfel nu le-ai putea, le-ai fi putut învăța decât trecând prin suferință. Și asta te îmbogățește, îți dă identitatea, nu? Îți dă sens vieții. Și noi suferim și plângem când moare cineva, dar nu a disperare. Noi nu plângem din disperare, ci din durere, atâta tot, că suntem și noi oameni. Dar nu ai voie să arăți disperare chiar în fața unei suferințe grele sau morții. Iată lecțiile despre suferință de la Domnul Hristos și cu aceste gânduri ne apropiem de masa Lui, acestui Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.